Domnule profesor Dan Claudiu Dănișor, sunteți la finalul primului mandat de rector. Cum ați caracteriza această perioadă de 4 ani în fruntea Universității din Craiova? A fost o perioadă extrem de dificilă pentru tot învățământul superior. Am avut un buget redus începând cu 2012 cu peste 25% din fonduri publice și ca toate universitățile în România au avut o diminuare a numărului de studenți care plăteau taxe. În condițiile astea a fost foarte greu de gestionat financiar universitatea. Cu toate astea, universitatea a făcut progrese și în domeniul infrastructurii și în a plăti și salariile mărite, deși banii de mărire a salariilor nu au venit de la stat până acum și sperăm că o să vină începând cu anul acesta. Și am reușit să creăm anumite mecanisme care să stimuleze pe tinerii noștri cercetători mai ales, în așa fel încât universitatea să nu mai poată fi clasificată altfel decât ca universitate de cercetare avansată. Lucrurile trebuie să continue. A fost un început care s-a lovit de probleme financiare pe care am reușit să le depășim în primul rând atrăgând fonduri europene și gestionând cu mai multă grijă fondurile proprii. Ce anume v-a motivat să mergeți mai departe pentru un nou mandat de rector? Cred că nu am încheiat ceea ce îmi propusesem să fac și că universitatea trebuie să mențină direcția pe care echipa pe care am condus-o eu a imprimat-o în acești 4 ani. Cred că mai am încă ceva de făcut pentru universitate din această poziție. Altfel n-aș mai fi candidat, însă e o echipă coerentă pe care am reușit să o construiesc și care cred că trebuie să ducă la capăt ce a început pentru ca universitatea să meargă în direcția unei universități de cercetare avansată care oferă studenților o infrastructură performantă și care reușește să fie în colaborare cu mediul economic o universitate antreprenorială, o universitate care face cercetare aplicativă, o universitate care e în conexiune cu mediul, nu o universitate care stă într-un turn de fildeș. Un nou mandat director, a fost nevoie să depuneți un nou plan managerial, un nou plan de dezvoltare instituțională. Care sunt proiectele cu care veniți în fața alegătorilor? Noul plan este de fapt o continuare a ceea ce am făcut 4 ani. Și nu este rezultatul muncii mele doar, ci este rezultatul muncii unei echipe complexe formată din prorectori, decani, serviciile administrative. Eu nu obișnuiesc să fac programe fără acoperire. Am fost întrebat ieri dacă o să dau plata cu ora la nivel de profesor. Eu sunt realist, nu pot să mint oamenii. Nu o să pot da plata cu ora la nivel de profesor. Ne-a dorit cu toții. Însă eu nu pot să fac promisiuni fără acoperire într-o așa zisă campanie electorală. Eu cred că e o dezbatere de idei la universitate și că trebuie să ne completăm unii pe alții în așa fel încât să rezulte cea mai bună politică de urmat pentru universitate în următorii 4 ani. Și am făcut un program managerial gândindu-mă la asta, la ce este mai bine pentru universitate și nu la rezultatul electoral al unei astfel de strategii. Strategia implică, în primul rând, faptul că universitatea trebuie să continue în direcția dezvoltării cercetării și a încadrării acesteia într-un institut de cercetări care să o facă mai coerentă, mai flexibilă, mai adaptabilă față de piață și să devină astfel o universitate de primă categorie și în clasamentele naționale, nu numai în cele internaționale, unde deja am făcut progrese foarte mari în perioada care a trecut, însă putem și mai mult de atât. O universitate care să fie centrată în mod real pe studenți și pe nevoile angajatorilor. Noi am dezvoltat o infrastructură socială pentru studenți foarte bună, iar eu sunt foarte respectuos cu autonomia organizațiilor studențești. Eu cred în libertatea de asociere a studenților și cred că ei sunt maturi și știu cel mai bine interesele. Nu m-am amestecat niciodată în viața lor asociativă și nu o să fac asta nici de acum încolo. Pentru că eu cred că nu sunt atât de bătrân încât să uit că eu am fost în Liga Studenților la Universitatea din București și că am fost unul dintre cei care a militat pentru această libertate. Având în vedere că sunt cu reprezentanții presei, eu am înființat prima emisiune studențească la televiziunea română. Emisiunea de Gaudeamus, înființată atunci în timpul Revoluției, a fost înființată de mine și prezentată de mine. Prima emisiune a fost prezentată de mine. N-am uitat încă cum e să fii student și cred că studenții sunt partenerii noștri. Apoi, mediul economic și social a fost prezent în viața universității zi de zi.
am avut forumuri economice, am participat la pol de competitivitate, care a obținut și finanțare europeană. Am dezvoltat programe de studii împreună cu cei mai mari angajatori din zonă și nu numai, cu Renault Technologies, de exemplu, care nu e neapărat în zonă. Am reușit să-i cooptăm în program, în structurile de asigurare a calității ca să coordonăm nevoile lor cu programele noastre. I-am provocat acum să realizăm în perioada următoare o strategie zonală de angajare a forței de muncă pe termen mediu, pentru că noi nu putem să facem ingineri sau juriști în 3 luni. Trebuie să știm exact ce își doresc angajatorii noștri cu câțiva ani înainte. Durează să construiești un om cu studii superioare. Aceste lucruri fac universitatea prezentă în viața socială. Fac din ea ceea ce trebuie să fie, un pol de cultură și de cunoaștere într-o zonă. Firmele de IT au început, de exemplu, să migreze din Cluj, Timișoara, București către regiunea noastră. Din 2 motive, forța de muncă este mai ieftină și, cel mai important dintre motive, forța de muncă este înalt calificată, pentru că aici există o universitate foarte performantă. O să facem Parcul Tehnologic IT cum ne-am angajat. Anul acesta am reușit să obținem aproape 1 milion de euro din fonduri publice și redemarăm lucrările. A fost o perioadă de sistare a lor pentru că n-am mai avut finanțare, însă acel proiect va continua pentru a pune firmele de IT lângă noi într-un sediu care ne aparține nouă pentru a putea să facem cercetare împreună cu ei. Și dezvoltăm o infrastructură de cercetare pe un proiect european cu 2 universități franceze și o universitate din Polonia pentru a face un laborator virtual de cercetare care va avea o capacitate impresionantă de calcul și care va putea fi utilizat împreună cu partenerii noștri din mediul economic. Eu cred în proiectele acestea pentru că eu cred că trebuie să înțelegem că nu trăim pentru și nu muncim pentru a face cursuri de dragul cursurilor, ci pentru a da studenților noștri posibilitatea de a se angaja și firmelor partenere cu noi posibilitatea de a avea cea mai bună forță de muncă. Cred că ați văzut la deschiderea unui universitar când cei mai mari angajatori în mediul industrial au spus studenților noștri nu mai plecați de la Craiova, o să vă dăm locuri de muncă pe măsura calificării voastre. E un mesaj pe care noi l-am provocat stând lângă firme, lucrând împreună cu ei. Ne-au dotat laboratoarele. Fordul ne-a dat, de exemplu, 13 motoare și 4 mașini BIMAX complete pentru laboratoare. Ne-a dotat o sală, Hela sau Cummins sau alte firme de înaltă tehnologie au dotat laboratoare de la automatică, calculatoare și electronică. Colegii noștri de la inginerie electrică fac proiecte cu CEZ de miliarde de lei și așa mai departe. Sunt o sumedenie de lucruri care s-au întâmplat. Trebuie să menținem aceeași tendință de deschidere a universității către mediul social, pe care de altfel cred că ați remarcat-o cu toții în ultima perioadă. Accent foarte mult pe continuarea proiectelor, așa cum este și normal. Vor fi însă și noutăți în noul mandat? Da, sunt noutăți. Noutăți, de exemplu, în domeniul de care vorbim, încercăm să realizăm continuarea proiectului INCESA și să facem un centru de transfer tehnologic care să cuprindă mai multe laboratoare de testări de produse și capacități pentru ca universitatea să poată să realizeze urmarea cercetărilor proprii, prototipul produselor și eventual chiar produsul, pentru a reuși să patentăm un produs finit și în felul acesta să obținem fonduri suplimentare, fonduri care pot veni și din utilizarea laboratoarelor de încercări împreună cu firmele. Noi am făcut deja câțiva pași în domeniu, însă acum avem în plan să obținem bani din programul operațional regional pentru a dezvolta o infrastructură de transfer tehnologic în continuarea INCESA, care să fie și mai aproape de necesitățile cercetătorilor noștri și de necesitățile pieței. Eu cred că avem oameni atât de deștepți în universitate încât putem să facem față oricărei concurențe în domeniul cercetării cu condiția să ne organizăm bine. Ăsta ar fi un proiect nou. La urne vor merge atât studenți cât și cadre didactice. Ce ați pregătit pentru unii și ce ați pregătit pentru ceilalți? În ce privește cadre didactice, eu cred că cea mai importantă strategie pe care o avem este să le oferim posibilitatea de a avea posturi de cercetare.
Am făcut deja 26 de posturi de cercetare prin transformarea unor posturi din administrație care rămăseseră vacante în posturi de asistent de cercetare și acum de cercetător științific. Și cred că le deschid în calea unei promovări în domeniul cercetării pe care n-ar putea să o obțină la fel de rapid în domeniul activității didactice. Există un standard al Agenției Române de Calitate cu privire la proporția profesorului universitari în totalul corpului didactic. Nu poți să ajungi profesor, să faci profesor pe toți din universitate. Ceea ce înseamnă că o să fie tineri colegi care o să aștepte cam mult având în vedere talentele pe care le au și efortul pe care îl depun. Și atunci noi încercăm să creăm un alt circuit de promovare. Adică poate foarte bine să fie lector pe activitatea didactică și să fie cercetător științific 1 în Institutul de Cercetări, adică să obțină un grad în cercetare echivalent gradului de profesor universitar. Și asta facem acum. Am demarat deja cu posturile mici de cercetare și o să continuăm din bani atrași din fonduri europene și din programele naționale și europene de cercetare, să atragem fonduri ca să creăm posturi de cercetător și să putem să-i promovăm pe posturi de cercetare pe cei care merită, dar n-au cum promova atât de repede pe posturile didactice. Foarte puțin timp până când vor avea loc alegerile noului rector. De ce să vă voteze cei care merg la urne? Cred că oamenii mă cunosc deja. Eu nu vorbesc, eu fac. Am făcut lucruri pentru această universitate și o să continui să fac lucruri pentru această universitate. Eu sunt de 25 de ani cadru didactic la Universitatea din Craiova, după ce am absolvit Universitatea din București, Facultatea de Drept, în 1991. În 92 am venit aici, la Craiova, și de atunci mi-am dedicat toată energia acestei activități. N-am făcut decât 6 ani avocatură în paralel cu profesoratul, când eram asistent universitar. Când am ajuns lector, am renunțat la avocatură și m-am dedicat numai învățământului. Și sunt de 16 ani pe funcție de conducere. Am învățat câte ceva, adică nu cred că a trecut pe lângă mine perioada asta. Știu universitatea foarte bine, o cunosc în amănunt, știu foarte bine cum funcționează serviciile universității, cum trebuie să orientăm universitatea. Întotdeauna, în ultimii 4 ani, am fost înaintea ministerului cu un pas. Am făcut baza de date de cercetări înainte ca ministerul să facă. Angajăm cercetători înainte ca ei să lanseze oficial ideea că universitățile vor fi finanțate în raport de numărul de cercetători. Am dotat biblioteca cu carte în format electronic înainte ca ei să facă o bază de date cu așa ceva. Și tot așa, adică reușim să venim cu un pas înainte pentru că experiența pe care o am eu și echipa pe care o coordonez ne face să înțelegem bine lucrurile, să le înțelegem înainte ca alții să se dumirească asupra lor. Și cred că lucrurile o să meargă la fel. Eu cred că este un motiv ca profesorii și cercetătorii universității, ca și studenții care sunt reprezentanții acestei partenerilor noștri în structurile de conducere să voteze cu mine. Sigur, nu toată lumea e de acord cu mine, iar eu înțeleg foarte bine dezbaterea democratică. Eu nu înțeleg alte lucruri, nu înțeleg de ce trebuie câteodată să ne coborâm la comportamente politicianiste într-un mediu academic. Asta n-am să înțeleg niciodată. Eu n-am făcut așa ceva în viața mea și nici n-am să fac. Cred că e important să dezbatem idei. Suntem oameni inteligenți care au un program, iar programul meu este un program coerent. Eu știu ce vreau și vreau cu toată pasiunea să fac ceva pentru universitate. Eu nu fac programe ca să mă aleagă oamenii. Fac programe pentru că știu ce vreau pentru universitate și sunt convins că fiind cu un pas înainte altora, putem să aducem universitatea unde e locul, adică în primele 4-5 universități din România.